Cine? Cine a... Nu știu, s-a terminat tot interogatorul și toată ședința și pe mine s-a comunicat că... De conducerea teatrului. Da, că se opresc repetițiile, că... Și atunci mi-am dat demisia. Cât timp ați lucrat la Furtuna? Doi ani. Doi ani. În speranța că va fi pusă în scenă. Da, și toată această echipă de peste 20 de actori a stat lângă mine, le sunt profund îndatorat. Adică sunt acte nu numai de valoare estetică, deja de valoare etică. Au stat lângă mine, am repetat zi de zi, ore întregi. Doi ani. În așteptarea că ne lasă. Domnii ăștia au renunțat la filme, la televiziuni, s-au mulțumit cu leafa aia câtă era și au stat fascinați de această piesă senzațională. Și la Așteptându-l pe Godot? Așteptându-l pe Godot am repetat... A fost înainte de Furtuna sau da, simultan? Da, nu înainte de Furtuna. Am repetat vreo 7-8 luni. Eram deja aproape gata. Decorul era gata, stătea pe scenă. Măcar distribuția era mai mică. Mai mică, da. Nu mai era mai mică, numeric numai. Da. Și asta a fost, știi, și m-a durut de două ori mai mult pentru că l-am cunoscut pe Beckett, am stat o zi întreagă cu el în Berlin, în timp ce... La începutul repetițiilor. I-am jucat scene. Mi-a trimis cărțile lui în ediția Minui, le-am primit de la Beckett, că era unde să le iau aici. Și mi-a promis că vine la premieră. A trebuit să-i scriu, s-a terminat. Deci ați avut două spectacole interzise. Nu, terminate. Interzise. Da, mi s-au interzis în fașă. Marasat de Peter Weiss, într-o traducere senzațională a lui Gelu Naum. Gelu Naum îmi tradusese Rameau, nepotul lui Rameau. Gelu Naum mi-a tradus Godot. Gelu Naum mi-a tradus Marasat. Ce pot să-ți spun e că era peste textul lui Peter Weiss. I-am și spus, l-am vizitat la Stockholm pe Peter Weiss și am discutat mult cu el, pentru că el s-a dus la textele lui Sat și a lui Mara. Ca suprarealist ortodox, cum era Gelu, Sat a fost unul din eroii gândirii suprarealiste și Mara i-a interesat foarte tare. De fapt, Marasat, de Peter Weiss, a fost un scriitor de stânga și el a încercat să simbolizeze lupta între două tendințe rebele, între gândirea, așa zisă, a socialismului științific, reprezentată în piesă de Mara, și a gândirea anarhice, libertare, care era incorporată de Sad. Și a văzut și o distribuție extraordinară. Am vrut să fac Victor și copiii la putere, de Roger Vitrac. Asta mi s-a spus din capul lui, nu, scoateți din cap. Și după aceste experiențe ale eșecului, v-ați hotărât să plecați. Da, între timp mi se mai interzisese un film. De ce? Ați făcut un film? Am făcut scenariu, am făcut costumele, cu decorurile le-am ales cu Boruzescu, cu Radu Boruzescu, cu o distribuție, cu Dinică, cu Marin, cu Toma Caragiu, cu Vasilica Tastaman, cu Crem de la Crem, ce avea Teatrul Românesc atunci, din belșug. Da, din belșug, da. O generație de aur. Am făcut deja probele, totul era gata. Producătorul era un francez, Halfon, care a făcut toate filmele lui Alain Robbe-Grillet, Hiroshima Mon Amour, filme celebre în Franța. I-a plăcut foarte mult scenariul. Cred că statul României a plătit ceva o despăgubire de câteva sute de mii de dolari. Pentru că el avea deja totul gata. Interzicerea e costisitoare. Unele. Unele le-au făcut mai ieftine. Și în Germania? Și în Germania. Eu făcusem deja spectacole în Germania. Și am continuat să fac spectacole numai cu un nivel actoricesc care era în urma Teatrului Românesc. O să vă spun, pentru că am în două front. Bine, eu am fost un... am avut o situație privilegiată pentru că am avut norocul și multă muncă ca să adun o trupă extraordinară. Teatrele germane sunt puțin cum era Teatrul Național pe vremea aia, adică un soi de gară, unii vin, alții pleacă,
fără un spirit de ansamblu, fără un spirit de echipă. Din cauza asta, pe vremea, se spunea că eu făceam teatru în teatru. Adică era un teatru al acestui grup și un teatru mai mare care adăpostea tot soiul de oameni, unii foarte buni, dar nemotivați de un anumit credo. Ați putea situa teatrul românesc așa cum l-ați cunoscut în raport cu cel german pe care l-ați cunoscut? Sigur că da, toate premiile le-am luat noi, nu nemții. Simplu. Spectacolele mele în Germania au fost, întâi am venit cu Troilus, am făcut Umbra acolo, s-a ștern Stunde des Theaters și așa mai departe. La Troilus am avut niște cronici, deja în Franța, unul din cei mai mari critici, Gilles Sandier, își încheie cronica la Troilus, spunând un asemenea spectacol nu e posibil în Franța, ca să o știm. Întrebarea mea este acum pentru dumneavoastră. De ce? De ce tipul ăsta de sensibilitate și de inteligență teoretică se poate naște într-un mediu cultural? Pentru că e interzis. Îmi pare rău să fiu atât de cinic. Știi, când am venit prima oară în Germania, am jucat în Deutsche Theater în Berlinul de Est. Troilus. Și pe m-am trecut o graniță îngrozitoare, n-am putut să dormim toată noaptea, am trecut câmpuri pline numai de sârmă din pată, ceva îngrozitor. În aceea, nemți de o parte, nemți de cealaltă. Și am ajuns la Bonn. La Berlin am întrebat un bun prieten, minunat regizor, Benno Besson. Benno, noi n-avem magnetofoane pentru sunet pe scenă. Unde găsesc aici la voi? Dincolo. Și arătat spre Germania de Vest. În gara la Bonn întâlnesc un bun prieten, un minunat actor, Walter Schmidinger. Walter, zic, unde văd eu teatru bun? Dincolo. Și mi-arată Germania de Est. Știi, arta crește pe un credo și are o funcție pe care deja Hegel a definit-o simplu. Are a se opune tendințelor de nivelare ale mecanismului social. De acord, dar aceste tendințe sunt totalitare. Dincolo de în dreapta cortinei de fier, sunt non-totalitare, dar existente. Da. În societatea de consum. Sigur. În urmare, această funcție a culturii se altoiește și într-o parte și în alta. Da. De ce mai creativ în zona totalitară? Iată de ce. Am avut foarte bun prieten în vest. Am fost prieten, am stat lungă, ore întregi în Brooklyn cu Living Theater. Am fost în Vermont la Peter Schumann, Bread and Puppet Theater. Domnul Schumann era sculptor din Germania de Est și violonist. Facea un soi de teatru medieval popular, foarte metaforic și simbolic. El a trăsnit New York-ul făcând o statuie din fibre de sticlă, cum lucra, Universitatea din Vermont i-a dat o fermă acolo să lucreze, enormă, de 6 metri, care era Fecioara Maria, cu un copil vietnamez ucis de napalm. Și a început să treacă prin bulevardele New York-ului, fără un cuvânt. Circulația a stat. E foarte puternică metafora. Extraordinar. Cel pe care îl ucideți e Hristos. Un credincios, Peter Schumann. Da. Țăran din Germania de Est. Mama a plecat în